Domnule Bacalbașa, ajutați-ne să înțelegem, iată, sunt veștile care vin de acolo, de la spital, de la Bruxelles, ce îi se întâmplă fostului președinte. Ați aflat puțin mai devreme, iată, ce a fost aici la București, se vorbește despre un tratament, un tratament greșit. Cum este posibil și cât de mult putea să-i afecteze starea de acum? Lucrurile sunt foarte simple și erau de așteptat. Este vorba de un cord pulmonar cronic la un mare fumător și alcoolic cronic. La cât bea Traian Băsescu, eu dacă aș fi băut două săptămâni, eram mort. Domnule Bacalbașa, asta nu poate să știe nimeni cât bea sau cât fumează. Era un fapt public și și-a asumat stilul ăsta de viață. S-a bucurat de modul ăsta de viață și eu îl felicit că a știut să-și o trăiască. E foarte bine, dar asta adică nimeni nu știe cât consumă sau cât nu consumă. Cât de mult îi poate afecta și cum să-i greșească așa tratamentul? Păi, în momentul în care ești un băutor cronic, mușchiul ajunge ca o cârpă. Asta se numește cardiac. Inima e un mușchi. Și asta se numește insuficiență cardiacă. Și este extraordinar de greu de tratat. Este un aspect medical extrem de răspândit în țara noastră. Marinarii beau mult și eu am fost medic de navă, am băut și eu în perioada aia. Știu, asta este. În altă ordine de idei, eroarea medicală, deci malpractisul, poate fi stabilit numai de către un organ medical competent. Ca atare, este mult prea devreme și incorrect și chiar și ilegal să vorbim în acest moment despre un malpraxis. Acum, ce să zic? Eu, ca medic, pot spune un singur lucru, că doctorii mai și greșesc. Dar cum să văd eu malpraxisul politic timp de 10 ani făcut de către Băsescu și pe spinarea mea și pe spinarea altora, care a adus la România în starea în care se află acum în mare... Băsescu a fost o mare speranță a românilor, carismatic, capabil, putea să facă enorm pentru țară. Din păcate, cred că suferă de o psihopatie cronică până la 30% din cei care conduc în politică, în industrie, chiar și chirurgi, au această anomalie psihică, particularitate psihică, lipsă de empatie și, din păcate, acest om nu a beneficiat de uriașa șansă care l-ar fi putut lăsa în istorie. Despre starea de sănătate atât vă mai întreb, adică faptul iată că a fost dus acolo la Bruxelles. Dat fiind antecedentele de care am pomenit, este rezervate. Sunt rezervate, spuneți dumneavoastră. Da, pentru că, sigur, un anume mod de viață imprimă o soartă. Și acum, ce pot să-i fac acolo medicii, din moment ce, iată, știm ce a fost aici, a fost internat deci timp de săptămână? Deci dacă este o insuficiență cardiacă alcoolică, asta merge până la urmă la transplantul de cord. Eu nu știu exact starea concretă, dar teoretic, și vorbim exact în termenii ăștia, deci când a trebuit să se opereze pentru spinare și s-a refuzat anestezia, că sigur avea dureri, era băut mangă și anestezistul a refuzat să dea anestezie. Din suflet, adică chiar nu știm aceste informații. Nu sunt informații oficiale. Și vorbim oricum ar fi despre președinte, despre fostul șef de stat. Sigur, toți suntem oameni și toți avem un stil de viață. Vă mulțumesc însă pentru explicații. Iată, încercăm să înțelegem de la medici ce se întâmplă cu fostul președinte Traian Băsescu. Doamnelor și domnilor, departe de președinte, soția și fiicele trăiesc momente de îngrijorare maximă. Maria Băsescu alege să păstreze tăcerea.